Salut Europa și bine v-am găsit! Pentru faptul că nicio țară nu este perfectă, nici Germania nu face abstracție de la această regulă și are și ea imperfecțiunile ei ca și țară. Așadar, în subiectul de astăzi vom vorbi despre lucruri care sunt deranjante, care merg prost și foarte prost în Germania. 1. Internetul și partea de online. Indiferent de, indiferent de la ce provider primești internet, calitatea internetului este de proastă calitate, spre execrabil în comparație cu România care are unul dintre cele mai bune servicii de internet de mare viteză din Europa. Securitatea pentru online banking la nivel, la nivel înalt de care vorbesc nemții, este la un moment dat foarte obositoare. De exemplu, pentru un Uber o plată online, trebuie să introduci de mai multe ori câteva parole și coduri de securitate atât pe telefon cât și pe laptop pentru efectuarea tranzacției. 2. Duminica Duminica este una dintre cele mai monotone și plictisitoare zile în Germania pentru faptul că magazinele, modurile, centrele comerciale sunt închise în zilele de duminică și sărbători legale. Excepție fac benzinăriile și unele restaurante. Așadar, duminica este o zi în care nu se întâmplă nimic în care aproape nu întâlnești pe nimeni pe stradă, mai ales după ora 7 seara. Este o liniște de parcă ai trăi într-un oraș pustiu, într-un oraș abandonat. Asta în special în orașele și localitățile mici în care nu vei mai întâlni pe nimeni pe stradă, iar ferestele caselor au obloanele închise. 3. Filmele care rulează la televizor sunt absolut toate dublate în limba germană. Asta înseamnă că sunt lipsite de suplitrare, și ești nevoit ca, în cazul în care vrei să vizionezi acel film, să cunoști destul de bine limba germană pentru a ști ceea ce se petrece în acel film. 4. Vremea. Vremea în Germania, de regulă, este una instabilă. Chiar dacă este vară și sunt 21-23 de grade Celsius, iar aerul este atât de umed și sufocant, este foarte probabil să plouă de câteva ori într-o zi în, în dușuri scurte, așa cum zice neamțul Curțeșaua. De cele mai multe ori cerul este acoperit de un plafon gros de nori și stă aproape mereu să plouă. Așadar nu prea vei ști cum să te îmbraci, dar este bine ca umbrela să nu zipsească. 5. Din cauza faptului că Germania este într-o continuă modernizare și construcție, indiferent de anul timp, aici se construiesc. Se construiesc blocuri, case, străzi, autobenzi, ceea ce înseamnă că mai peste tot sunt șantiere în lucru, pe care unele trebuie scocolite, pe alte străzi, lăturalnice, ori vei fi nevoit să aștepți la o coadă lungă de mașini de câțiva kilometri, cum de exemplu sunt lucrurile de pe autobandă. 6. Limba. Limba germană este destul de grea și complicată, atât de scris, cât mai ales gramatica limbii germane. Pentru un tânăr sau pentru o familie de tineri care vor să emigreze în Germania, care nu cunosc limba, este nu foarte greu, ci aproape imposibil să poți comunica în alte limbi de circulație internațională, pentru că nemții nu știu, dar mai ales nu vor să vorbească și alte limbi de circulație internațională, cum ar fi, de exemplu, limba engleză. Am fost în apropiere de câteva ori pe stradă când o persoană a întrebat pe altă persoană în limba engleză în ce direcție este gara sau încotro este primăria. Iar ca răspuns a primit ihfeșteni și un ridicat de umeri. Eu personal consider că nemții nu vor să vorbească și în alte limbi de circulație internațională pentru că sunt foarte naționaliști și asta face parte din răceara și rigiditatea lor pe care o au în gena acestui popor. Acestea sunt, după părerea mea, câteva dintre cele mai importante lucruri care nu funcționează, care funcționează prost sau care sunt deranjante în Germania. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și aștept să-mi spuneți care sunt lucrurile deranjante pentru voi în Germania. Nu uitați ca la sfârșitul acestui clip să-mi apreciați munca depusă. Iar dacă nu sunteți încă abonat, v-aș ruga să vă abonați pentru că informațiile de pe acest canal sunt reale, corecte și sigure. Vă mulțumesc pe data viitoare. La revedere!